Da, 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 bă. Să fac o prezență, avem astăzi invitate onor. Ministru, am vizitat fabrica, am arătat delegații ce facem, ce putem face. În prezent, noi lucrăm la două tramvaie în paralel, 5 aici, față în partea cealaltă, la 31. Producem tramvaie pentru Cluj, Oradea, Arad, Galați, Galați, aștept într-o licitație la București și bineînțeles că așteptăm să semnăm contractul cu Bucureștiul, unde vom avea de livrat 100 de tramvaie mai lungi, aproape de față de cele de prima aici, adică 400 de vagoane de tramvaie, deci de 100 de cum a apreciat domnul Dumnezeu ceea ce a văzut, urmează ca să vă prezent asta și vreau să apreciez de doamnă. Am inclus în agenda vizitei la Arad vizitarea unei fabrici din cele două fabrici, dacă nu așa mă zice, dar asta la Arad, pentru a vedea tramvaiele care sunt produse aici. Iată că în România se pot produce tramvaie, se pot produce vagoane, se pot produce. În România se poate produce aproape orice. Practic, tramvai gata de livrare, în Oradea. Din peste 70% se produce aici. Este o capacitate de producție care poate să ofere un transport sigur, un transport ecologic, mai ales în condițiile pactului verde care este în programul Comisiei. Avem nevoie de astfel de mijloace de transport, cum sunt aceste mișcare, care iată că le putem produce în România. Mă bucur că sunt municipalitate care achiziționează tramvaie de tramvaie produse în România și mă bucur că și la București, și la voinței persoanei care încă conduce România Capitală, tramvaiele care vor fi plamul vreșului viitor, vor fi produse în România, în Constanța, să dacă știm de cauza anului Constanța și modificația constituțională a tramvaiului. Cred că este extrem de important să susțină produsul în România. Să susținem planurile de investiții astfel încât să avem capacitatea de a integra orice produs pe care avem în urmă la paierilor și la paierilor astfel încât să le putem produce în România și de ce nu să devenim ne vedemos.